Asta s-au împlinit 27 de ani de la trecerea la cele veșnice a episcopului Emilian Birdaș. A fost printre puțini ierarhii ai Bisericii Ortodoxe Române care a reînființat două eparhii, Episcopia Alba Iuliei în anul 1976 și Episcopia Caransebeșului în 1994. Episcopul Emilian Birdaș s-a născut în 23 noiembrie 1921 în localitatea Rohia, județul Maramureș, primind la botez numele Ioan, în 1935 s-a alăturat opștii mănăstirii Rohia, cu prilejul tunderii în monahism a primit numele Emilian, fiind ulterior hirotonit ierodiacon și eromonah. După ce a absolvit studiile seminarului Sfântul Nicolae din Râmnicu-Vâlcea, a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din București. A fost numit preot slujitor la Catedrala Patriarhală și ulterior vicar administrativ în cadrul Episcopiei Romanului și Hușilor, unde a primit și rangul de arhimandrit. Între anii 1973-1975 a fost episcop vicar al Arhiepiscopiei Alba Iuliei și Sibiului, iar la data de 25 ianuarie 1976 a fost instalat episcop al înființatei Eparhii a Alba Iuliei. S-a ocupat îndeaproape de organizarea noii Eparhii de edificarea și reabilitarea lăcașurilor de închinare, sprijinind restaurarea a numeroase monumente istorice. Una dintre realizările sale de seamă rămâne restaurarea vechii biserici a Mănăstirii Râmeț. În perioada 1992-1996 a ocupat scaunul de episcop al nou înființatei Eparhia Caransebeșului. Emilian Birdaș a restaurat Episcopia Caransebeșului și a început lucrarea de edificare a noii catedrale din cetatea Caransebeșului. Nu a păstorit aici decât un an și opt luni. Dar întotdeauna începuturile sunt grele. A început o lucrare frumoasă la Alba Iulia în 1975 și iată, la o vârstă venerabilă, la 72 de ani, a început o altă activitate pastoral-misionară aici la Caransebe nu s-a cruțat pe sine, nu a precupețit niciun efort, ci toată energia, credința și priceperea le-a pus în slujba bisericii și în slujba poporului binecredincios. Am fost și sunt legat personal de acest episcop, care în 1992, ca episcop vicar al eparhiei Aradului, m-a în treapta diaconiei la cea mai veche mănăstire din țara noastră, mănăstirea Hodoș Bodrog. La fiecare liturghie, personal, îl pomenesc pe episcopul Emilian cu multă dragoste și prețuire. Episcopul Emilian Birda și-a trecut la Domnul în data de 5 aprilie 1996 în Caransebeș.